A Domnului Dumnezeului nostru să fie toată cinstea, gloria și închinarea. Scumpii mei, cuvântul Domnului care astăzi a fost citit aici, de către prea iubiți frați, și cum fratele Paul s-a trudit să prezinte un studiu pe care el l-a făcut, după cum am înțeles, mai de mult timp și l-a predat în etape. E frumos. E bine. Dar dacă Domnul ne dă priceperea și înțelepciunea și înțelegerea cuvântului, atunci nu e de folos. Dacă nu, rămânem cu frumosul. Folosul se ascunde tot în credință. Cum a zis Sfântul Apostol Iacob, arată-mi credința ta fără faptă și eu îți voi arăta credința mea cu fapta. Deci, prin urmare, latura aceasta este foarte interesantă. Noi suntem pentecostali, dar fapta ne însoțește ca pe cei de la Rusalii. Noi suntem credincioși, slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar credința în noi își atinde culmea cerută de Dumnezeu. Uitați aici în cuvântul citit astăzi despre orbul Bartimeu. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșitor orb, ședea jos lângă drum și cerșea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a apropiat și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrâznește, scoală-te, că te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Aici vedem o acțiune pe baza auzirii. Orbul acesta nu se știe de când stătea el acolo, între cele două localități, Ierihonul vechi și Ierihonul nou. Între ele este un drum, Ierihonul vechi, așa cum a fost blestemat, nu-i până azi decât mormane de pietri. Dar Ierihonul nou, ceva mai la vale, e o localitate înfloritoare.
La capătul sau între cele două sunt izvoarele lui Elisei. Și apoi, chiar pe drum, mergând mai jos de la izvoare, și aici răbufnește un izvor, și acolo răbufnește un izvor. Și cum scrie în Împărați, după cum vede Domnul meu, așezarea e bună, dar apele, erau multe izvoare, și atunci și acum. Și am stat și m-am mirat în cugetul meu. Cum a lucrat Dumnezeu pământul ăsta? Imediat, lângă ei, poate 200-300 de metri, se înalță muntele Ispitirii, înalt, foarte înalt. Și de pe vremea aceea și până azi, izvoarele astea curg într-una. Ce bazin au? De unde curg? Că astea nu scrie că au săcat la secetă sau undeva. Astea curg într-una. Izvoarele lui Elisei are într-o tablă pus acum de scrie pe ea deasupra izvoarele lui Elisei, trei guri mari de apă, așa varsă apa de mere vale de aceea. De aceea, Matei, pare că, da, în 20, vorbește, deci pare că se contrazice cu Marcu, fiindcă Marcu spune că pe când ieșea Iisus, nu? Așa, au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii. Dar dincolo spune, pe când intra Iisus în Ierihon. Și oamenii găsesc pricină de potignire, cum e scris și așa, și așa. Dar foarte clar, era Ierihonul ăsta, care e numai dărâmături, și Ierihonul ăsta alalt, care e un oraș, o localitate înfloritoare, și drum între ele, vizitatori în mare parte, nu merg să viziteze Ierihonul nou, așezarea frumoasă, ci merg să viziteze Ierihonul dărâmat, Ierihonul celălalt. Și acum pe drumul ăsta aveau drept cerșitorii să stea să cerșească. Dar cerșitorii timpului de atunci în Israel, cu ordinea lor, nu se putea oricine, cum vezi aici, pe la stopuri, stă cineva cu o hârtie sau ce știu eu ce. Nu se putea. Cerșitorii în Israel erau autorizați, nu știu cum, dar atunci erau autorizați. Și ca să știe oricine că el e un cerșitor autorizat, el avea o haină de cerșitor primită odată cu autorizația. Aici se descopere marea credință a lui Bartimeu. Când a auzit că unii veniți din mulțime, de la Iisus, la el, hai, îndrăznește, scoală-te, știi ce a făcut el? Îndată a pus mâna pe haină și a dat-o jos și a zvârlit-o. El a avut așa o credință. Nu voi mai purta haina asta niciodată. Nu voi mai fi un cerșitor niciodată. Dacă mă cheamă, eu voi vedea. Mărit să fie Domnul Iisus. Acțiunea aceasta lui, de la bun început, a arătat credința.
pe care el o primise prin auzite. Că el a auzit vorbindu-se despre Iisus, a auzit vorbindu-se despre lucrările pe care Iisus le-a făcut și acum când a auzit o gloată mare trecând pe aici, ce se întâmplă? Trece Iisus din Nazaret. Credința lui deja a crescut enorm în el și a început să strige, că nu vedea, e aproape sau e departe. Dar a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Mai taci, mă, nu fă gură! Dar învățătorul are destule acolo. Ce crezi că se ocupă de tine? Taci, nu fă gură! Fiul lui David, mai tare o strigat, ai milă de mine! Și a auzit Iisus din mulțime, chemați-l. S-au dus careva, nu scrie ucenici, neucenici, dar s-a dus careva. Îndrăznește acum, îndrăznește că te cheamă. Mărească-se numele Domnului. De câte ori chemarea lui Dumnezeu pentru tine, că ești pocăit, a sunat să-ți lepezi haina care îți aduce ție slavă sau venit sau chiar ocară? De câte ori în viața ta cuvântul lui Iisus a sunat clar: vino la mine și vei găsi odihnă. Vino la mine. Că dacă nu vii astăzi la mine, aminte fratele din Matei 25, de la judecata viitoare, care începe așa: când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul măririi sale și toate neamurile, miliardele alea de care a vorbit fratele Paul, vor sta înaintea lui, de la Adam până azi. Și cei vii nu le va mai fi frică de morți. Vor sta cu ei la oaltă, înaintea scaunului de domnie a măririi sale. Acolo el va despărți pe credincioși de necredincioși. Acolo îi va despărți pe unii de alții, cum desparte oile păstorul dintre capre, nu le lasă la oaltă. Eu am păstorit în tinereța mea turma. Aveam peste 300 de oi și cam 60 de capre. Pe David, pe fratele meu, îl puneam cu caprele și eu cu oile. La staul le aduceam la oaltă și le mulgeam și dimineața, când se zărea de ziua, ne sculam, începe mulsul oilor, veneau și oameni din sat cu rândul, că era lapte mult, câteodată și 200 de litri de lapte. Mai pe toamnă, mai puțin el. Apoi la amiază iară le mulgem și seara iară le mulgem. Și omul venea până când îi scotea cota lui, după cât a măsurat când s-au împreunat oile. Dar nu le lăsai la oaltă,
decât când erau sara și atunci erau obosite și fiecare își cam găsea locul. Caprele în special, ele aveau locul lor, așa, nu se puneau aia acolo, cu o bătea. Caprele sunt pomenite în Scriptură și bune pentru jertfă și în special ieză, bun de mâncare, bun pentru jertfă. Niciun patriarh din Scriptură n-a zis, du-te și pregătește-mi un miel, du-te și pregătește-mi un ied. Și carnea de ied e mult mai bună decât de miel. Și sănătoasă. Mielul, dacă ai ceva cu pancreasul și mânci de două, trei ori miel, zaci în pat o săptămână. Carnea de ied poți să o mănânci la orice boală și de oricâte ori vrei. Aia nu îmbolnăvește. Oricum, caprele sunt bune că dau lapte, sunt bune că fac iez. Nu-s rele, dar minune că la urmă sunt despărțite. Cei care au credință și lucră în baza credinței, vor fi cei credincioși care vor fi chemați de dreapta. Cei care cred că au credință, dar nu se vede în viața lor acțiunea credinței, sunt în pericol. Un om credincios, o femeie credincioasă, un tânăr, o tânără, îl vei cunoaște după cum se îmbracă. Îl vei cunoaște după cum vorbește, îl vei cunoaște și fără drept să-i spui tu ești capră sau tu ești oaie. Odată, la muntele Sionului, în Baia Mare, am citit cuvântul acesta de judecata viitoare, și Domnul mi-a dat cuvânt pe linia asta bogat, însoțit cu mare har. Și stătea lângă mine păstorul care era atunci prezent aici și eu spun în cele din urmă, dacă cineva vrea să schimbe statutul din capră în oaie, și își recunoaște starea, să vină în față să ne rugăm pentru el. Dar păstorul ăsta mă mișcă, păi la așa ceva nu o să-ți vină nimeni. Nu-i nimic, eu mă duc acolo înainte. Când am sosit eu înainte, cum e la ei, așa, amfiteatru făcut tot, așa coboră printre rânduri, dar el de la ambon stă ce stă, vine și el. Vă zice, acum am înțeles ce-a scris Reven Hill în revista Trezirea. La Amvon ungerea și în popor strângerea, dar și el s-a adunat acolo. Mărire Domnului Iisus! Frați iubiți, noi ne-am obișnuit că suntem penticostali, ne-am obișnuit că suntem credincioși. Dar obișnuința asta noastră e tare păgubitoare, fiindcă noi trebuie să înaintăm, să creștem. Dar uite că noi, în loc să facem progres, am făcut reprogres. Am pornit femeile, de exemplu, cu baticul plin pe cap. Azi, cordeluță sau un capul gol. Am pornit cu toții fără verighete, fără podoabe exterioare. Azi, pățând cum am pățit cu
un frate care nu mai e cu noi acum, cântat tare frumos, și eu stăteam aici și când o trecut pângă mine, frate scump, așa aș dori să te mai aud cântând odată, n-am aur și pietre scumpe. Dar el întinde mâna, nu mai pot, nu mai pot. Napă, dacă te condamnă inima și să cânți cântarea, n-am aur, fiindcă porți aur, cum va fi? Cum va fi? Unde te duci? Dragii mei, credința trebuie să se dovedească în faptă. Nu ne cere Domnul Iisus să ținem canonele legii vechi, dar poruncile lui Hristos sunt cel puțin de 4 ori mai multe decât cele 10 porunci. Și pe astea trebuie să le păstrăm, să le ținem. Și astea nu se țin de frică, astea trebuie să se țină de dragul lui Iisus, de dragul că m-a mântuit, de dragul că El mă pune în slujba Lui, glorie Lui. Doar nu de la mine am primit putere să stau zilnic înaintea Domnului cu predică, cu rugăciune, cu ce-i nevoie, cu primire de musafiri sau așa. Asta nu de la mine, de la El, glorie Lui. Și pe tine vrea să te folosească Tatăl Ceresc. Dar tu trebuie să ai credință. Stăteam cândva de vorbă cu fratele Vanciu și ne-am amintit de o prorocie din Baia Mare când a intrat la cercul de rugăciune un om nepocăit. Dar oricum pe el un pic, poate fala l-a dus acolo, că pe atunci nu erau mașini și el avea un Mosvici, avea mașină și probabil a vrut să se ducă și el între pocăiți și să vadă pocăiță că el a progresat, că așa. Dar când a intrat acolo, eu i-am uitat numele, fratele Vanciul știe pe nume. A strigat Duhul Sfânt la el, bărbatule, du-te și cumpără făină, ulei, pâine, cu tare, cu tare și umple-ți motorul și să te duci la roaba mea, că de 3 zile și 3 nopți n-o mânca nimic nici, nici copiii. Dar ăla n-o știu de pocăință. Și Dumnezeu o așteptat ca frață să vadă de năcăjit. Dar nimeni n-a văzut că aia n-a mâncat de 3 zile nici copiii. Dumnezeu s-a uitat și-a pus credință într-un nepocăit. Măi, și ăla așa a crezut prorocia că s-a dus în oraș și a umplut motorul, cum ziceau ei, cu de toate. Și-a plecat spre Oradea, dar unde să mă duc? Unde o fi roaba Domnului acum? Unde? Ajunge în intersecția de la Vama, se oprește, încă o să mă duc. Capăt o îndemnare, eu așa. De o altă intersecție, Doamne, de unde e roaba Ta? Unde să mă duc? Capăt îndemnare. Și o ia intră acolo. Vedeți, un om nepocăit. De ce scrie Sfântul Cuvânt? Și credința este ce? Darul lui Dumnezeu.
Credința e darul lui Dumnezeu. Uite pe un nepocăit cum l-a călăuzit. Și când ajunge acolo, într-un sat, de partea asta de drum, era o vraniță, cum îi spune, așa ceva, pus acolo să nu intre oricine în curte. Și se oprește aici. Când se oprește, iasă din casă mama sa lui Victor Opriș. Dar ăsta se dă jos din mașină. Aici locuiește roaba Domnului. Și ei răspunde, eu nu știu dacă-s roaba Domnului sau nu, dar de 3 zile și de 3 nopți eu n-am mâncat, nici copiii. Păi tu ești roaba Domnului. Și-a băgat mașina, și-a descărcat și de aici încolo n-a mai dus lipsă. Mărit să fie Domnul! Vedeți? Bartimeu, când a auzit că Iisus îl cheamă, el a și crezut că nu-i mai trebuie haina. El a și crezut că va vedea. Nepocăitul ăsta, când a auzit pe Duhul Sfânt că îi spune, o plecat în neștiință. No, ia-o la drum, unde te duci, cum o cheamă, de unde, nimic. Dar prin credință s-a dus. Mărească-se numele Domnului. Ce este atunci de făcut, fraților? Fiindcă noi trebuie să fim mânați și adunați. Duhul Sfânt, dacă tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să fii activ în tine. Odată trebuie să fii activ și să-ți arate semnul că ești botezat, vorbirea în altă limbă. Și apoi să-ți arate îndemnările, să-ți arate călăuzirile. Mărească-se numele Domnului. E deprisos să vă spun din experiențele mele. Dar vă sunt de folos. Odată capăt o îndemnare aspră să plec de acasă, de la Sebeșel și să însăra cu o motoretă Carpați ce avem. Și o iau și pe nevastă cu mine, hai că se noptează, să nu fiu singur, hai, cu greu, să urcă și ea pe motorete și câr, câr, câr. Unde merem? Să vedem, trebuie să merem. Să vedem. Și merem de la Sebeș, trecem de intersecția cu Jirului, trecem prin Orăștie, trecem prin Simeria, trecem prin Deva și o luăm pe drumul care merge spre Lugoj. La un moment dat trebuie să urcăm în stânga sus, unde-s munții bătrânii. Și deata motoretă, atât am mai pârăit și cârăit până când am ajuns la o familie cunoscută de altfel, Benteu Petre. Era 1 noaptea când am ajuns acolo. Și se vedea lampă în casa, camera din față. Opresc motoreta, ei au auzit, iasă sora afară. Când iasă, era lună așa. Măi, fuge înapoi, fratele Hozan și cu sora Miuța la poartă. Mare bucurie și mirare mare. Ce crezi că era? Erau acolo adunați Ștefan din Feleac, care era un om
cu care Domnul lucra multe lucruri și cu el, Viluca, ei și ce știu mai care, așa până în 10 bărbați erau acolo adunați și erau în post și în rugăciune de 3 zile și 3 nopți, asta era a treilea noapte. Și se ruga pentru un scop al lor să trimită Domnul pe cine vrea. Ei nu mâncă până Domnul nu trimite pe cineva la ei ca să se împlinească dorința lor, aia și aia. Și eu de la atâția kilometri și de la așa o depărtare și cu așa un mijloc amărât de transport și cu nevasta după mine, am călătorit ca să vedem unde trebuie să sosim. Și am sosit acolo pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului! Dar asta înseamnă prin credință. Ca și orbul ăsta, prin credință a zvârlit el haina. Și prin credință s-a dus la Iisus. Altădată ies din adunare și mergem în casă, ne punem la masă. Era toamnă. Până gătăm de mâncat, până nu știu ce, începea să însăra, cum e toamna târziu. Eu capăt o îndemnare să plec. Miuță scumpă, eu trebuie să plec. Cum să pleci, mă? Dimineața la 7 trebuie să fii la serviciul tău. Atunci eram cu expediția de vagoane în Valea Șermagului și nu puteai să lipsești, că acolo era treabă. Dimineața tu de la 6 trebuie să pleci de acasă. Unde pleci acum? Nu pleca. Nu pot să nu plec. Trebuie să plec. Dar unde te duci? Nu știu. Dar unde te duci? Auzi, Miuță scumpă, mașina care vine întâi, unde mere e, acolo mă duc și eu. Și aia trebuie să mă ia. Când îți pe la jumătatea străzii către ulița mare, aud că vine o mașină dinspre Laz. Mă grăbesc. Când eu sosesc în drum lângă monument, mașina așa apare. Îi fac semn, oprește. Mai avea un loc în spate. Erau 4 inși. Și mă pui și eu acolo, înghesuit un pic lângă ei. Dar șoferul, până unde mergi, domnule? Păi până unde mergi, dumneatale? Na, Doamne, eu mă duc în Sibiu. Na, pe acolo mă duc și eu. Dar acum mă gândeam, Doamne, iartă-mă, duminica trecut am fost la frață în Sibiu. Unde să mă duc eu acum? Ăla mere în Sibiu, în cap la strada Pelarilor. A patra casă era Biserica Baptistă. Slavă Domnului, aici trebuie să ajung. Și mă dau jos, mă duc și sus în pod avea provizorul casă Poplăceanu, până când și-a făcut el casă în calea Dumbrăvii. Mă urc și bat la ușe, vine sora să uită pe vizor. Beni, fratele Hozanii la ușe. Păi dă-i drumul tu să intre. Deschide ușa, pacea Domnului, pacea Domnului, vine și el dintr-o cameră de acolo. Pace, frate Hozan, te-o trimis Dumnezeu la noi. Măi, scumpul meu frate, eu nu pot să spun că n-am avut o vedenie, n-am avut un vis, n-am avut o prorocie, dar am avut o îndemnare aspră să plec de acasă acum noaptea. Domnul te-a trimis. În după masa asta numai dumneatale predici, eu nu predic. Bine, merem,
sala plină, toți grămadă. Se duce el și mă recomandă, că nu toți mă știau dintre baptiști. Și după aia le spune, fratele Hozan va vorbi. Măi, când am început să vorbesc, Dumnezeu a început să torne har. După turnarea de har, m-a făcut să făuresc o pildă pe care n-am auzit-o niciodată, nici n-am mai întrebuințat-o în alt loc, că nu se potrive. Dar lumea plânge toți. Când am gătat predica, vine Poplăceanu, mă ia de mână și mă duce între surori acolo, că la ei nu stau amestecați. Femeile de o parte, bărbații de alta. Mă duce acolo, uită, sora asta, ingineră și e, bărbatul ei fost inginer și dirijorul corului în adunare, trebuia să meargă la o căsătorie a unui băiat de aici cu o fată din Oradea, și Poplăceanu nu vrea să meargă, îl sâlește pe ăsta, seara nu prevede, îl sâlește, trebuie să merg. Și se duce, când trece de Huiedin încolo, către piatra Craiului, i se defectează mașina, inginerul. Oprește și reușește de o pornește, să urcă. El nu știe adresă, nimic în Oradea, și acum să fugă, să ajungă trupa care merea înainte. În goana lui, la o curbă, a sărit, s-a lipit de un stâlp sau de un lemn acolo și acolo a rămas. Și acum vinerea îl îngropase și duminica Domnul m-a făcut să mă duc la ei. Dar cum te duci dacă nu știi unde meri? Dar cum te duci dacă nu știi unde trebuie să oprești? Dacă nu știi ce să vorbești? Dar trebuie să ai credință! Viu e cel care te trimite și cel care te adună. Dar tu ești în legătură cu El. Că dacă ești în legătură cu El azi, vei fi în legătură cu El în ziua aia alegerilor. Că judecata și alegerea asta se va face printr-un verb. Ai făcut sau n-ai făcut? Ai fost pocăit sau n-ai fost pocăit? Nu te va întreba la ce cult, nu te va întreba la ce biserică, nu te va întreba la ce păstor ai luat ucina, ci atât. Ai făcut sau n-ai făcut? Ești oaie sau ești capră? Și deodată unii vor merge în dreapta și alții vor merge în stânga, fără nici o cârtire, că toți vor ști faptele tuturor. Atunci vom ajunge la o cunoștință deplină. Toți, nimeni n-a zice pe ăsta de ce-l dai în dreapta sau pe ăla de ce-l dai în stânga. Toți vor cunoaște faptele tuturor și odată se vor despărți. Când apare dimineața și cei morți vor învia, Domnul meu se va arăta în acel moment, iar noi în mii de milioane înaintea lui om sta, când Iisus pe-ai să-i cheamă, eu să fiu prezent. Când Iisus pe-ai să-i cheamă, când Iisus pe-ai să-i cheamă,
noi prin harul Domnului să fim prezenți. Doamne, ajută-ne să nu fim notați ca și capre. La capre sunt goale, ele nu au cu ce să acoperi, n-au lână. Oaia să acopere toată. Caprele, numai un pic dacă tragi de părul ei, așa-ți deară de numai. Oaia săraca, dacă tragi de lână, să smulgi pelea de pe ea. Nu zice nimic. Nu zice nimic. Învățat ai să taci în momentele care nu-ți plac? Învățat ai să taci în momentele de durere? Învățat ai să taci când vrăjmașii tăi te osândesc? Învățat ai să taci și să nu te aperi? Ai tu credința aia că ești prieten cu Iisus și El te apără? Ai tu credința aia că dacă ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, El în ziua grea și a cercetărilor diferite îți spune El cuvânt în gură? Poți tu înainta prin credință? Sau tu nu poți înainta prin credință? Dragii mei, nu doresc să se simtă nimeni osândit, dar doresc împreună cu mine să fim oi și să sosim la dreapta lui Iisus. Amin.